Pe lângă faptul că în Comuna Balta condițiile din cadrul unității de învățământ sunt inumane, copiilor le tremură mâna pe creioane și se spală la lighean, nici situația din afara școlii nu este prea fericită, întrucât lipsa gardului din spatele clădirii poate provoca adevărate tragedii pentru copiii care învață acolo. Situația halucinantă din Comuna Balta afectează toți copiii care învață la școala din localitate, condițiile fiind unele inumane. Imaginile par desprinse din Evul Mediu, iar autoritățile locale nu au mișcat niciun deget pentru ca micuții comunei să aibă condiții decente pentru a învăța. Pe lângă condițiile inumane din incinta școlii, acum este vorba despre gardul inexistent din spatele clădirii care poate provoca adevărate tragedii pentru micuții care învață la școala din Comuna Balta. Gardul nu există, este partea dinspre râu și dinspre un canal, nu este împrejmuită și pe lângă pericolul fizic există și pericolul ca acești elevi, mai ales elevii mici, să fie mușcați de câini. Este plin de câini în curte. Deși conducerea unității de învățământ a efectuat multiple demersuri pentru a semnala situația critică, autoritățile locale nu au considerat importantă rezolvarea acestei mari probleme. Administratorul clădirii, Primăria Balta, din indiferență și nepăsare, nu au luat nicio măsură nici pentru a găsi soluții alternative de încălzire a sălilor de clasă, dar nici pentru gardul inexistent care ar trebui să împrejmuiască clădirea, punând în pericol viața copiilor. Noi le-am pus la dispoziția televiziunii dumneavoastră, se știe problema, acum se știe și cu centrala, care nici astăzi, 2 martie, nu este rezolvată. Problema stringentă este gardul, pericolul râului și canalului, canalul care este adânc. Asta sunt câinii care circulă nestingheriți. Am soțit de fiecare dată elevii spre toaleta din fundul curții. Nu este posibilă pentru că rămân ceilalți elevii neînsoțiți, nesupravegheați în clasă. Deci să înțeleg că elevii se află într-un real pericol în acest moment. Da, se află într-un real pericol, sigur că da. Într-un real pericol. Se știu, situațiile acestea, adresele sunt repetate. Noi suntem doar utilizatori ai clădirii. Domeniile publice sunt sub administrarea directă și nemijlocită a administrației publice locale. Prin legea educației, deși au obligația la investiții, la reparații, la consolidări, la asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea optimă și în bune condiții a procesului instructiv educativ. Noi răspundem doar de actul didactic, atât. Această lucrare edilitară cade în responsabilitatea Primăriei Balta pentru a oferi siguranță elevilor care învață în această unitate de învățământ. Faptul că nu există un gard care să împrejmuiască clădirea poate avea consecințe nedorite, întrucât pârâul din spatele școlii reprezintă un real pericol, mai ales pentru copiii din cadrul grădiniței Balta.